care se risească cu adevărat, ne ofere un cosmos duhovnicesc, care cerul însuși compară în lumea noastră pământească prin pictură. Și de aceea pictorul care face acest oficiu de a covârâ cerul pe pământ în biserică, trebuie să aibă anumite pregătire specială. Pregătire meșteșugărească și o pregătire iconografică între tot în meșteșug și o pregătire duhovnicească, pregătire morală. Adică el trebuie să fie un bun creștin și un bun creștin e acela care se roagă, care se spovedește, care se postește, care se împărtășește, un creștin care are legături directe cu această lume pe care o zgrăbește el. Adesea le spuneam la ucenicii mei, sfinții pe care îi pictez, toți au postit. Și de aceea postiți și dumneavoastră. Toți au o legătură cu Dumnezeu prin taină Sfintei Împărtășanii. Să aveți și dumneavoastră această legătură cu Sfânta Împărtășanii, măcar din când în când, în posturile creștine, că suntem obligați cu toții să ne împărtășim. Și de aceea când faceți, când pictați niște sfinți, să știți că ei vă văd și vă consemnează în amintirea lor și o să vă întâlniți cu ei dincolo, în împărăție, unde sunt ei în împărăție de Dumnezeu, și acolo o să vă mulțumesc dacă va fi cazul, sau dacă nu, o să vă mulțumesc dacă i-ați pictat cu neglijență sau numai de privire artistic. Să aveți o legătură sufletească cu acești sfinți pe care îi pictați dumneavoastră, cunoscându-le viața pământească și nevoințele lor, numai decât și, fără îndoială, influențându-și dumneavoastră de această viață pământească care i-a urcat la ceruri. Așa îi îndemnam pe ucenicii mei și erau de acord, erau niște oameni cu minți și duhovnicești. Te uiți într-o biserică nepictată, cu cimentul sau cu varul de pe ea, intri ca într-un mare pustiu. Dacă din când în când mai apare catapeteazma sub ochii noștri sau cu o icoană pusă pe pereți în loc în loc, e o bucurie. Dar o biserică nouă în care intrăm să o pictăm este ca un imens pustiu. Abia când apare chipul omenesc pe ea, chipul omenesc îndumnezeit, Iisus, Maica Sfântă, Sfinții, Îngeri, Asceți, Martiri, atunci abia această biserică, acest locaș dumnezeiesc își capătă valoarea de biserică de casa lui Dumnezeu. La intrare credincioșilor în biserică, se uită și ei uimiți pe pereți, când, mai ales când intră prima dată în biserică, și atunci, dând cu ochii de Maica Domnului, Iisus Hristos Pantocrator, de îngeri, de sfinți, se ridică și inima lor și gândurile lor către aceste noi moduri de viață, credință pământească, că iată, putem să fim și noi ca sfinții, să ajungem la nevoințele lor, dacă trăim ca ei, și la bucuriile lor. Dacă nu, și în viața aceasta pământească, în păcate și în aceste obiceiuri rele care de obicei le avem noi oamenii, atunci ne așteaptă focul iadului. Și fără îndoială, când afară de aceste gânduri, biserica cum e împodobit cu aceste decoruri frumoase, cu aceste lumini, contraste între lumină și umbră, cu acești sfinți, aurimărilor, aurite de obicei, cu prezența îngerilor, a sfinților, toate aceste lucruri le
transformă această biserică, acest local dumnezeiesc, într-o atmosferă de mare sărbătoare, încât ei, intrând la Sfânta Liturghie, pe lângă ceea ce au avut de la altar și de la strană și de la cor, văd cu ochii aceste frumuseți care le schimbă gândurile și hotărârile vieții. Și pleacă cu această nădejde că vor fi mai buni, mai apropiat de Dumnezeu care îi cinstește și le răsplătește unor faptelor bune zarele.